Continuăm, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Au fost noi bombardamente în această dimineață în portul Reni, la granița României. Locuitorii din zona șantierului naval Galați au primit mesaje ro-alert, iar Gabi Vlad e în direct cu noi chiar acum și vine cu mai multe informații. Bună dimineața, Gabi! Bună dimineața! Bună dimineața! Ce ai reușit să afli? Aproximativ ora 1:30, 2 au fost trimise aceste mesaje ro-alert, despre care se vorbea și în materialul anterior, că s-a luat decizia de a se trimite. Nu în tot Galațiu, deci în partea de nord nu sunt multe locuințe acolo, sunt doar câteva locuințe de pescari, dar în zona aceea a fost trimis mesajul ro-alert de avertizare. În oraș și oricum se știa că e posibil să se audă ceva zgomote, pentru că simultan are loc noaptea, au aplicații loc în poligonul Smârdan, dar de data aceasta mesajul ro-alert a vizat bombardamentul care avea loc în portul Reni, și același mesaj ro-alert a fost trimis și pe zona turceană din apropierea localităților, din apropierea localității Reni. Gabi, spuneai că s-a dat în jurul orei 1, s-a dat acest mesaj ro-alert. Ai idee cam pe la ce oră s-au auzit zgomotele bombardamentelor sau eventualelor drone? Aici, în Galați, eu n-aș putea spune, nu am primit încă nicio confirmare legată de ora când ar fi avut loc atacul, pentru că aici, în Galați, nu s-au auzit, a venit doar mesajul ro-alert. Probabil cei din zona Grindu, Ceatarchioi, probabil ei ar putea să vă confirme cât mai exact ora. Eu doar aș specula în acest moment și nu vreau. Îți mulțumim foarte mult, Gabi, pentru aceste informații. Așadar, sunt informații, doamnelor și domnilor, că rușii ar fi bombardat din nou portul Reni noaptea trecută. În orice caz, locuitorii din Galați au primit, ne spuneam corespondentul nostru Gabi Vlad, un mesaj ro-alert în jurul orei 1 noaptea, în care erau avertizați să stea în case sau să se pună la adăpost, pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, așa suna mesajul ro-alert.